Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Sfintelor Scripturi. Contra curentului. Bărbații și femeile care au valoare morală au curajul de a lua atitudine pentru dreptate, chiar împotriva curentului și a opiniei populare. Binecuvântările și temerea de Dumnezeu. Textul de memorat îl găsim în Filipeni, capitolul 2, cu versetele 12 și 13. Tatălui lui Dan este frică de șerpi, de aceea s-a mutat cu familia în Alaska, unde nu sunt șerpi. Sorei lui Dan este frică să vorbească în public. Lui Dan este frică de ace. Când a avut o intervenție chirurgicală, cu câțiva ani în urmă, el s-a temut de acul de la perfuzie mai mult decât de operația în sine. Ție, îți este frică de ceva? Frica este neplăcută, dar uneori este de ajutor. De exemplu, când previne condusul cu viteză. Se spune că frica este mama prudenței, iar prudența este mama siguranței. Dar frica nu este mereu utilă. Când îți este frică să-i vorbești vecinului tău sau vrei să încerci ceva nou, frica poate fi un handicap. Biblia vorbește despre o frică bună. Este vorba despre frica de Dumnezeu. Teama evlavioasă ne face atenți la lucrurile pe care Dumnezeu ne învață să le facem. Acest fel de frică ne face să luăm în serios viața noastră spirituală. În Evrei 4:1 găsim scris: să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Când ne temem de Dumnezeu, noi facem binele chiar dacă nu ne observă nimeni. În Filipeni, capitolul 2, cu versetul 12, găsim scris: astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Frica de Dumnezeu ne scutește de frica de oameni. În timpul sclaviei din Egipt, faraonul a dat o poruncă moașilor evreice să ucidă toți pruncii băieți la naștere. Punându-și viața proprie în pericol, au refuzat să asculte de poruncă și Dumnezeu nu numai că le-a protejat, dar le-a și răsplătit pentru credincioșie. Exod 1:21. Pentru că moașele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Izraeliții, deși erau sclavi la egipteni, au văzut cum se împlinește această promisiune a Domnului. Psalm 34:7. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Biblia are multe alte istorii de oameni care se tem de Domnul. Slujitorul regelui Ahab, Obadia, se temea de Domnul. Când Izabela a încercat să ucidă profeții lui Dumnezeu, Obadia și-a riscat viața ascunzând sute de profeți în peșteri. Istoricul iudeu, Iosif Flavius, povestește că Obadia a făcut datorii ca să poată cumpăra hrană pentru acești profeți. Dar observați cum Dumnezeu l-a onorat pe Obadia, încredințându-i un mesaj de la Ilie pentru Ahab. Un absolvent al școlii profeților murise. Văduva lui nu putea plăti marea datorie, iar creditorul o amenința cu sclavia celor doi fii a ei pentru neplata datoriei. Iosif Flavius adaugă că acel om care a murit era de fapt Obadia, slujitorul lui Ahab, și că datoria acumulată era pentru că plătise hrana pentru profeții ascunși. Când văduva a venit la Ilie pentru ajutor, ea i-a reamintit profetului că soțul ei fusese un om temător de Dumnezeu. 2 Împărați 4:1. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu a murit și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Dumnezeu a avut grijă în mod miraculos de plata datoriei văduvei și i-a salvat și pe fii de la sclavie. Dumnezeu a purtat de grijă familiei omului temător de Domnul. Cele mai multe frici sunt pentru că noi credem că suntem pe punctul de a pierde ceva de valoare, cum ar fi sănătate, reputație sau posesiuni. Cea mai mare frică vine atunci când credem că suntem în pericol de moarte. Frica ne face practic sclavi. Pavel vorbește despre aceia care au o asemenea frică.
Evrei 2:15, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Dar nu toți au frică de moarte. Unii sunt atât de departe de Dumnezeu că au o falsă siguranță și nu se tem deloc de moarte. David vorbește despre acest grup. Psalm 73 cu versetele 3 și 4. Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul lor le este încărcat de grăsime. Atunci când Dumnezeu își arată puterea, cei răi se tem. Când Dumnezeu rostește cele 10 porunci, vinovăția oamenilor îi face să se teamă că vor muri. Dar această frică i-a determinat să-și dorească să-L evite pe Dumnezeu. Aceasta nu este o teamă duhovnicească. Teama de Dumnezeu ne face să evităm păcatul. Exod 20:20. Moise a zis poporului: nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiți. Ați observat diferența dintre cele două tipuri de frică din versetele mai sus? Frica necredinciosului îl face să fugă de Dumnezeu, așa cum Adam și Eva au făcut după ce au păcătuit. Frica pioasă ne face să fugim la Dumnezeu. Proverbe 14:26. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Dacă nu vedem mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului, este posibil să nu avem nicio frică. Dacă însă observăm dreptatea lui Dumnezeu, ne ferim de fapte care aduc vinovăție. Atunci când vedem dreptatea, că se amestecă cu mila și iertarea, beneficiem de o frică divină. În Psalm 130 cu versetul 4 găsim scris: dar la tine este iertare ca să fii de temut. Teama de Domnul înseamnă să fii uimit de El, să ai reverență pentru El în așa măsură încât să te temi de a păcătui și să prețuiești iertarea Lui. Proverbe 16:6. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Păcatul anulează frica de Dumnezeu și o substituie cu o bravadă prostească. Înfruntăm atunci consecințele neascultării de Dumnezeu cu mult curaj. Prima ispită a lui Satana a fost să înlăture teama Evei de Dumnezeu, spunându-i că nu trebuie să se neliniștească din cauza avertizării lui dacă mânca din fructul oprit. Prima lucrare a Evangheliei este să refacă în om frica de Dumnezeu. Apostolul lui Ioan i-a fost arătat în viziune că Evanghelia Împărăției va fi predicată în toată lumea. Apocalipsa 14:6-7. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Acest mesaj ne spune de ce ar trebui să ne temem de Dumnezeu. Noi trăim timpul judecății, iar iminența judecății este un bun motiv de reverență înaintea lui Dumnezeu. După cum spunea înțeleptul Solomon, Eclesiastul 12:13-14. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Biblia spune: Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim întotdeauna fericiți și să ne ținem viață cum face astăzi. Deuteronom 6:24. În acest text și multe altele, Biblia face legătura dintre teama de Dumnezeu și multele sale binecuvântări. Psalm 145:19. El împlinește dorințele celor ce se tem de El, le aude strigătul și scapă. Psalm 111:5. El a dat hrană celor ce se tem de El. El își aduce pururea aminte de legământul Lui. Proverbe 10:27. Frica de Domnul lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați.
Proverbe 22:4. Răsplata smereniei a fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. Aveți nevoie de cineva care să aibă îndurare față de voi, așa cum face un tată iubitor cu fiul sau fiica sa? Psalm 103:13. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Ți-ai dori să înțelegi doctrine biblice complexe, cum ar fi legămintele sau alte taine biblice? Psalm 25:14. Prietenia, taina în Biblie, prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. Când oamenii se tem de Dumnezeu, familiile lor sunt binecuvântate. Psalm 128:1-4. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare în lăuntrul casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Pe scurt, toate lucrurile bune vin peste cei ce ascultă cuvântul Domnului și se tem de cuvântul Lui. Deci, când Dumnezeu cere ca oamenii să se teamă de El, îi cheamă la experimentarea satisfacției, având încrederea că Dumnezeu va purta de grijă de orice nevoie a lor. Bogatul care nu se teme de Domnul nu poate niciodată avea ceea ce are săracul care se teme de el. Eclesiastul 8:12-13. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruie multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu își va lungi zilele întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. În sfârșit, pentru a te teme de Dumnezeu, trebuie să ai o inimă nouă. Dacă vrem multele binecuvântări care vin pentru cei care îl respectă pe Dumnezeu, ar trebui să urmărim acest lucru. Având o inimă nouă, suntem împuterniciți să ținem toate poruncile lui Dumnezeu întotdeauna. Și câtă binecuvântare va da atunci Domnul? Nu ne mirăm că Domnul a exclamat, Deuteronom 5:29. De ar rămâne ei cu aceeași inimă, ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele, ca să fie fericiți pe vecie, ei și copiii lor. Nu este de mirare că ultima solie îngerească începe cu invitația de a ne teme de Dumnezeu. Această teamă ne duce la precauție și este însoțită de aprecierea iertării lui Dumnezeu, având ca rezultat ascultarea. Dacă am avea mereu simțământul că Dumnezeu vede și aude tot ceea ce facem și spunem și că înregistrează cu credincioșie cuvintele și faptele noastre, cum și faptul că va trebui să stăm în față cu toate acestea, atunci n-ar fi teamă să păcătuim. Fiți binecuvântați să faceți alegeri potrivite. Domnul cu voi!